Bine ați venit la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu-Dâmbovița. Numele meu este Claudia Chebac și sunt bibliotecar în cadrul secției Carte Tehnică. Și împreună cu colega mea, Raluca Rusu, suntem coordonatorii programului Voluntar Activ Tânăr Creativ din cadrul proiectului Rafturi cu Inițiativă. Este un proiect inițiat de Provobis, Centrul de Voluntariat, de Resurse de Voluntariat. Este în colaborare cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și este susținut, finanțat de grandurile SE 2009-2014. Derulăm acest program din luna ianuarie, se va termina undeva în luna iunie. Avem voluntari și mă bucur că pot să-i prezint în fața dumneavoastră într-un număr atât de mare, ați venit și vă mulțumesc. Din păcate, numai o parte dintre ei, pentru că restul sunt absenți din motive obiective. Dați-mi voie să vă spun despre Denisa, despre Iulia și despre Alin, bineînțeles și despre Sebi. Sunt voluntari în cadrul acestui program și elevi ai liceelor din Târgoviște. Vreau să mulțumesc în mod deosebit participanților. Am emoții pentru că sunteți într-un număr atât de mare și nu mă așteptam. Doamnei bibliotecar Străiescu Gabriela, care ne-a onorat cu prezența la toate activitățile, la majoritatea activităților organizate de biblioteca noastră. Doamnei profesoare Monica Cristache, domnului profesor Stoica Georgel de la Liceul Teoretic Petru Cercel și tuturor invitaților și participanților și colaboratorilor noștri. Această activitate la care veți participa astăzi se numește Târgoviștea la Pas și este inițiată de dedicatul și implicatul nostru voluntar, Eusebiu Barbu. Dar înainte de a-i da cuvântul lui și de a vorbi cum i-a venit ideea și ce prezintă el, vreau să îi dăm cuvântul doamnei director a Bibliotecii Județene, domnișoara Agnes Eric, să vă spună câteva cuvinte. Chebac pentru prezentarea ce tocmai a făcut-o. Eu vreau să vă urez bun venit în Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu. Sunt convinsă că ați mai venit la bibliotecă și vă așteptăm și de acum încolo. Vreau să le mulțumesc colegelor mele, cele care coordonează acest proiect voluntar activ tânăr creativ și în cadrul acestui proiect își desfășoară activitatea și SEBI, deci colegul dumneavoastră care are acea expoziție cu Târgoviștea la Pas și îi mulțumesc pe această cale. Și vă invit cu această ocazie pe cât mai mulți dintre dumneavoastră să veniți la bibliotecă, să vă înscrieți ca și voluntari, să nu considerați că voluntariatul în bibliotecă înseamnă că o să vă punem să ștergeți praful sau știu ce munci neplăcute o să faceți. Deci astăzi Eusebiu o să vă demonstreze ce înseamnă să fii voluntar într-o bibliotecă și vă așteptăm aici cu drag pe toți. Vă mulțumim pentru că ați venit astăzi. Inserat așa oarecum printre prezentările voluntarului nostru implicat și dedicat, cum v-am spus, o scurtă lecție de istorie o să țină colegul nostru Alexandru Ștefănescu, șef serviciu relații cu publicul de la Biblioteca Județeană. Mulțumim! Sebi, să ne povestești! De unde ideea, cum, ce fel, ce-ți place, ce te-a adus? Pentru început aș dori să mă prezint. Mă cheamă Barbeu Sebi, sunt elev la Colegiul Național Constantin Carapela, în clasa 9. Și eu sunt voluntar la Biblioteca Județeană și inițiatorul ideii Târgoviștea la Pas. Ideea mi-a apărut niște fotografii văzute pe internet și am zis, și eu acel oameni poate să fac fotografii și eu nu pot. Bun, mi-am cumpărat un aparat foto și am început să fac fotografii. Dar după aceea am zis ce să fac fotografiile și mi-a venit ideea să inițiez pagina de Facebook Târgoviștea la Pas, în care încarc fotografii cu orașul, videoclipuri, și încerc să fac lumea să vadă orașul din perspectiva fotografiilor, din alte lucruri care nu s-au gândit să vizitez orașul până acum. După cum spunea, Târgoviște este un oraș cu o istorie foarte bogată și de aceea aș dori să-l invit pe colegul meu, Alexandru, să o povestească puțin cum a apărut orașul Târgoviște și puțin un scurt istoric despre acest oraș minunat.